Peste 4300 de persoane defavorizate au beneficiat anul trecut de sprijinul Arhiepiscopiei Tomisului. Bilanțul activităților social-filantropice a fost prezentat astăzi în cadrul ședinței adunării eparhiale, prezidată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Lucrările adunării eparhiale au debutat în Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostol Petru și Pavel din Constanța cu o slujbă de tedeum oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie. Ne bucurăm să rostim darurile pe care Dumnezeu ne-a ajutat să le împlinim în calul anul care s-a încheiat și iată noi avem astăzi ședința adunării eparhiale pentru a aduce înaintea lui Dumnezeu ofranda de mulțumire pentru cele ce ne-a ajutat Dumnezeu să realizăm în anul 2017. De fiecare dată Dumnezeu ne vine în întâmpinarea dorințelor noastre, celor bune și sfinte, și noi, prin mila și ajutorul lui Dumnezeu, aducem aceste ofrande ca un semn de mulțumire că fără Dumnezeu nu putem împlini nimic. Clericii s-au reunit apoi în Biblioteca Centrului Eparhial, unde au dezbătut activitatea sectoarelor desfășurată în anul 2017. În cadrul ședinței prezidate de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, o atenție deosebită a fost acordată activităților social-filantropice. Peste 2200 de beneficiari au fost asistați de cele 11 servicii sociale ale eparhiei. S-au acordat ajutoare financiare în valoare de aproximativ 66.000 de lei pentru 1301 beneficiari și ajutoare materiale constând în alimente, îmbrăcăminte, rechizite, produse igienico-sanitare și alte bunuri, în valoare totală de 133.000 de lei, pentru 4.386 de persoane. La finalul întâlnirii au fost stabilite prioritățile pentru anul 2018.